Capitolul 23. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunile din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică, Rabi, Rabi! Voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și, Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și, după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine.
De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haină. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.